De aceea această responsabilitate aș dori să o articulăm mult mai bine, așa cum a făcut Nicolae Gheorghe în anii 90, am avut privilegiul ca și tânăr student sau ce eram atunci, la drept, în anul 3, am avut privilegiul să fiu alături de Nicolae Gheorghe și Vasile Ionescu și toată garnitura de oameni care s-au poziționat la un moment dat în poziții politice. Deci am vrut să marchez acest lucru pentru că e vorba de o conștiință identitară romă care s-a cristalizat, apropo de ce spuneai tu, Ciprian, atunci când în școală, în anii aceia, învățam despre Mihai Viteazul, făceam niște comentarii extraordinare despre ceea ce însemna cum percepea identitatea mea atunci. Firește că o articulare acum cu identitatea mea de rom ar fi fost mai nuanțată, ar fi fost mai nuanțate comentariile noastre în școală, adăugând, să zicem, plus valoare, cred eu, cuvintea noastră și identitatea noastră multiculturală. Dar vreau să spun foarte punctual, nu vreau să țin un discurs, însă am ținut să spun că suntem îngrijorați de lucrul ăsta și că trebuie să ajutăm acest lucru, așa cum Nicolae Gheorghe l-a articulat prin protecția cadrului european, prin ranforsarea acelei legislații, și implementarea ei în sistemele noastre naționale, da? Românii au nevoie de această protecție. Dar, Ciprian, cealaltă perspectivă, și îmi cer scuze, poate am lungit această posibilitate pe care mi-a dat-o de a avea o revoltă, Ciprian, dacă perspectiva s-ar fi schimbat, dacă acel autobuz ar fi venit dinspre școala de Gagi sau de Rondo, în comunitatea de rom, ar fi dat alte rezultate, ne gândim. Adică de ce perspectiva poți să-i duci acolo și de ce nu aduci? Da, poate școala nu era suficient de bine dotată, atunci intervin alte și alte mecanisme de gândire. Părim așa, fain de departe. Însă mi se pare un lucru extraordinar că vorbim despre filologie și implicit despre literatură, domeniul pe care îl studiez, ajungem la concluzia că până la urmă, dacă e să căutăm elementele care ne definesc identitatea, în absolut orice domeniu, întâi și întâi ar trebui să mergem către carte, către dorința de a scrie și către universul acesta ficțional care niciodată nu dezamăgește. Mărturisesc că pentru prezentarea de astăzi am stat așa în cumpănă pentru că literatura română oferă suficiente exemple care să aducă în atenție această temă. O adevărată provocare de altfel, pentru că este uneori destul de greu să ieșim din aceste paradoxuri, din aceste prejudecăți pe care, iată, realitățile istorice le impun de-a lungul timpului. Și gândindu-mă dacă să vorbesc despre romanul Șatra, un roman absolut dramatic despre istoria romilor, sau despre o poveste de iubire, am considerat că e nevoie să avem și un șut de optimism și pentru asta vreau să vă vorbesc astăzi despre romanul Luminei Gușii, manuscrisul Fanariot, un roman care în anul 2022 a apărut în a treia ediție, reeditată, cu anumite completări care se dovedesc extrem de interesante. Nu vreau să fac nicio introducere despre personalitatea Luminei Gușii, cred că este un nume absolut arhicunoscut pe ceea ce înseamnă scena aceasta a literaturii române, însă mărturisesc că nu e prima dată când vorbesc despre manuscrisul Fanariot, însă de fiecare dată am găsit alte și alte elemente în text. De data aceasta m-am gândit că ar fi foarte interesant să decupez așa de pe fundalul ficțional al romanului chiar aceste aspecte, pentru că undeva între realitatea istorică, cu toate neajunsurile ei, și dorința aceasta de a vedea și o parte bună, ajungem la calea de mijloc și anume literatura. Punctul de plecare al acestui roman, eu am aici ediția din 2022 de la editura Litera, este chiar un document care este datat 1796 și în care avem, vreau să-mi permiteți să vă citesc,
în care avem situația reală de la care s-a dezvoltat conflictul acesta romanesc. Adică eu, Ion Simurat Grecu, dat am adevărat și credincios, zapesul meu de la cinstita mâna dumnealui, jupanul Dan, și a popoanei dumnealui, precum să știe că m-am legat pentru acest zapes al meu, că fiindu eu om străin și sejându pe lângă curtea dumnealor ani 6 și nădându mâna ca să mă căsătoresc cu într-o altă parte, am cerut de-a mea bunăvoie o fată din casă de la dumnealor, și anume Neaga, fata neculii țiganu, ca să o iau de soție. Și așa m-am legat cu dumnealor, ca de la Sfetul Gheorghe până la Sfetul Dumitru, să fiu slobodul să-mi agonisesc cu hrana vieții mele, iar soția mea să fie în curte, după cum sunt și ceilalți slobei dumnealor. Iar de la Sfetul Dimitri, dinspre iarnă, până la Sfetul Gheorghe, să fiu supus curții ca ceilalți robi, din împreună, la rândul muncii, ori la ce va pune și îmi va porunci. Și când s-au făcut acest apes, au fost și alți oameni de cinste martori, care mai jos vor iscăli. S-au supus atât de multe lucruri despre iubire, însă a face un sacrificiu suprem și a renunța la libertate pentru dragoste, cred că este cu siguranță o temă seducătoare. Romanul în sine este provocator tocmai prin felul în care evoluează această poveste, dinspre Leon, un flaș din cartierul Cațul și Maiorca, țigancă, roabă a boierului Doicescu, cu mențiunea că e nevoie să plasăm această poveste de dragoste obligatoriu pe fundalul mobil al Bucureștiului Fanariot. Nu putem scoate povestea din cotidianul acesta istoric. Ori pentru asta trebuie să înțelegem că felul în care este construit romanul și felul în care evoluează conflictul atinge tot felul de dimensiuni. Gândindu-mă la strict ce este legat de tema aceasta a prezentării, aș vrea să urmăresc câteva aspecte. În primul rând, aș vorbi despre realitățile istorice. La acel moment, țiganii sunt considerați robi, iar fiecare familie boierească, prin descendența pe care o are, se recomandă în fața comunității ca valoare, își impune valoarea și prin numărul de familii de țigani robi. Pentru familia Doicescu, primul strămoș a avut 4 moșii, 20 de sate și 90 de familii de țigani. Urmează Udrea, urmează Barbu, care mai adaugă încă 6 sate și încă 20 de sălașe țigănești. Urmează Radu Doicescu, care adaugă familiei încă 2 moșii și 40 de sălașe. Și în final Chiriță, care dublează averea familiei, aducând 30 de șatre de țigani și 10 moșii. Este destul de clar că avem de urmărit aceste evenimente absolut dramatice, mai ales că nu vorbim de drept, niciun drept al comunității țigănești. Putem vorbi despre familiile din aceste comunități, dar în mod obligatoriu va trebui să ne oprim asupra unor aspecte culturale legate de drepturile țiganilor, ale romilor și despre, evident, acea inegalitate dintre sexe. Am să mă opresc chiar asupra acestui aspect final și anume, ce anume recomandă comunitatea? În ce constă cultura lor? În ce constau evenimentele de zi cu zi, activitățile și așa mai departe? Este foarte clar că tradițiile s-au păstrat, iar viața femeilor era destul de diferită de cea a bărbaților și nu într-un mod pozitiv, evident. Pentru că, pe lângă faptul că bărbații aveau meserii pe care și le asumau, unii erau cărbutari, alții vopseau pânzeturi, alții făceau tot felul de ustensile, pentru femei lucrurile au fost mult, mult mai tragice. A fi rob țigan însemna să nu ai dreptul pentru propria viață, să nu ai dreptul de a alege, nici măcar un aspect, și mai cu seamă să te supui total dorinței stăpânului. Da, Leonard. Țin foarte mult la chestia asta, pentru că este o conferință, nu sunt absurd, când este un context istoric, un citat, un lucru care chiar este nevoie, haideți să-l folosim, dar în context istoric. Când nu este neapărat nevoie de acest cuvânt cu ț, eu încerc să-l scot din vocabularul elevilor mei și așa mai departe, pentru că predau la o școală cu ei în jur,
este un cuvânt cu o încărcătură extraordinar de mare. Țigan înseamnă sclav. Și mai departe de aici, cred că o să mai spune și colegii mei. E ca observație, face și vezi dumneavoastră, nu este un afront. Deci, cel al treilea factor se numește țigan și în tot romanul se folosește. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu în niciun sens. Sunt de acord. Doar că mi-ar plăcea tare mult să fim atenți când folosim acest cuvânt. Bun, felicitări pentru prezentare. De asta ce cu asta, ce spus. Da. Felicitări, este cu siguranță un lucru foarte, foarte interesant. Mulți dintre noi au citit romanele, mulți dintre ei, nu? Au citit romanele Spandei. E ceva generată. Bun. Pentru că mai avem 2 minute de întrebări, vă rog, 3 minute de întrebări. Domnul Duminică, te rog. Doar scurt, întrebare. Eu de acord cu tine că asta e pleonasm, țigan rob. E un așa și așa. Dar ca fenomen doar cum spun, robie țiganilor. O să spui robia romilor. Nu e nicio problemă. Robia romilor? A zice chiar sclavia romilor. Sclavia romilor. Sclavia romilor. Păi atunci, contextul istoric îl deformăm, că atunci nu era sclavii și nu era rom. Deci era sclavie era. Pe nebă la idee spune o chestie foarte interesantă, că diferența între sclavie și robie o face doar terminologia. Sclavie vine din latinesc, iar robie vine din slavonă. Deci sunt același lucru, doar că cancelarea românească fiind de origine slavonă, foloseau cuvântul de robie. Dar totuși, are dreptate, domnul Duminică, fiindcă voi cita și un document care spune clar, holob țigan, care se aduce pir, rob țigan. Eu zic că e altceva, folosim contextul istoric, este corect. Sunt de acord. Nu sunt absurd să modificăm, cum se încearcă prin America să redescrie documentele. Dacă e un document, dacă e un citat, sunt întru totul de acord. Doar că în vorbirea liberă, mi-ar fi plăcut tare mult să folosim cuvântul de rob. Atât doar. Nu sunt absurd. Dar să știți, chiar așa e în tot romanul și chiar l-am circumscris acestui univers la modul cel mai... Încerc să spun, dar să spun, să nu știu. Încerc să spun, dacă mai avem un minut. Un minut. Așa, da. Eu aș vrea să povesti și eu pentru prezentare, în primul rând. Mie mi-a plăcut foarte mult romanul Domnului Ruștii, Manuscrisul Fanariot și Mânta Vinerii am mai citit de la ea, pe partea de sclavia romilor, de fapt, din perioada respectivă. Și cred că ce e foarte important să trasăm, chiar dacă într-adevăr în roman se folosește cuvântul țigan, tocmai ca să respecte, mi se pare, ca să respecte epoca și realitatea din perioada respectivă. E un roman cât se poate de, nu știu, real, adică care te introduce foarte mult în perioadă, inclusiv poate ajungi chiar să simți și mirosurile, nu știu, eu cel puțin așa mi s-a întâmplat când am citit romanul. Doar că ce-aș vrea să, legat de prezentare acum, pentru că mi se pare important, totuși ați prezentat un roman atât de important ca al Doinei Ruși despre sclavia romilor, poate ar fi fost foarte mai interesant, nu știu, să-l puneți în relație cu o altă, poate cu un alt roman despre rom, poate despre sclavie, din perioada poate aboliționistă, poate că ar fi interesant, pentru că ce am simțit eu ca rom, că face romanul Doinei Ruștii, este să introducă romii în economia poveștii, în economia romanului, ceea ce până acum am întâlnit foarte puține lucrări în literatura română care să facă lucrul ăsta. Și asta mi se pare important la romanele Doinei Ruștii, pentru că romii sunt personaje care fac parte din economia poveștii. Nu sunt personaje marginale, efemere, fără nume, ca în alte lucrări din literatura română. Asta voiam să zic. Asta mi se pare foarte important la romanele acestea. Da, este că noi ar trebui la momentul ăsta să gândim o punere în relație a romilor în mod specific. Nu mai putem să ne adresăm general. S-a închis. Îmi pare rău, doamna profesoară Cuia și doamna Lărica și Luiza. Tu mai aveai ceva de adăugat? Cred că pentru cei de aici de față... Da. Poate o să ating eu în prezentarea mea despre asta, pentru că... S-a oprit, nu? Da, s-a oprit. O să fac o referire la chestiunea asta, pentru că e o chestiune legată de limba romană și de limbaj. Da. Foarte mare legătură cu imagologia și cu identitatea și că e foarte important să ne uităm din punctul ăsta de vedere la acești termeni, pentru că doamne, ea vorbit fix
despre aceste concepte importante cu privire la rol. Și de aceea voiam să adaug asta, că nu e doar un, adică nu sunt doar niște termeni, ci reprezintă mai mult de atât și e foarte important cum ne uităm la ei și cum îi reprezentăm. Na, și mai vreau să zic câteva lucruri despre prezentarea dumneavoastră, dar asta este poate ocazia. Dacă îmi permiți, aș citi un fragment scris de Nicolae Gheorghe, care vorbește despre această denumire de rom țigan și ce presupune. E mai mult decât asta. Și dacă îmi permiteți, vă să citesc din cartea scrisă de Nicolae Gheorghe și Andras Biroms. Andras Biroms, de la minimizare. Da, la așa, la scrisă cetățenească. Și zice așa Nicolae Gheorghe. Atâta timp cât cineva acceptă faptul de a fi rom sau țigan, implică și așteptarea de a fi tratat diferit de ceilalți, cu toate avantajele și dezavantajele ce decurg. Atâta timp cât vrei să fii rom sau țigan, trebuie să știi că asta presupune un cost. Acest cost a fost plătit de oameni de rând, cum sunt victimele de etnie romă ale crimelor din Ungaria sau revoltele din Republica Cehă, Slovacia și România. Și partea care mie mi se pare esențială, Nicolae Gheorghe spune așa, scopul nostru ar trebui să fie diminuarea cât mai mult posibilă a acestor costuri, pentru a le menține în limite acceptabile și eventual de a le elimina. Tot Nicolae Gheorghe spune că fiecare dintre noi avem dreptul și libertatea să ne numim așa cum vrem noi să ne numim. Și în prezentarea mea o să vorbesc și eu despre această denumire rom sau țigan în comunitatea de rom din Vizurești. Și o să vedem ce se întâmplă acolo. Mi se pare relevant să aducem în această discuție argumentele lui Nicolae Gheorghe, pentru că vorbim de gheorghianism. Mulțumesc! Da. Și tot în această primă parte, foarte sumar, după ce punctează faptul că Ștefan Răzvan era de origine romă, Tălcescu face câteva mențiuni despre cariera sa militară și politică, sublinind că el a devenit omul de încredere al noului domn, Aron Vodă, în anul 1592, care l-a numit drept pagor. Promovarea s-a dovedit cam neinspirată, deoarece Ștefan Răzvan a participat la un complot inițiat de fapt de principele Transilvaniei Jigmund Báthory, care a dus la detronarea lui Aron Vodă sub acuzația nedreaptă de a fi trădat cauza creștină în favoarea porții. A doua parte se tratează foarte sumar domnia în Moldova de doar câteva luni a lui Ștefan Răzvan. Autorul menționează foarte puține detalii, deoarece la acea vreme nu erau disponibile hristoalele de epocă, documentele de cancelarie și nu a avut prea multe informații la dispoziție. Autorul s-a oprit în această parte, de fapt, asupra detronării lui Ștefan Răzvan, care a avut loc în luna august 1595 și după cum povestește el, de fapt Ștefan Răzvan se îndrepta spre sudul Moldovei pentru a veni în ajutorul lui Sigismund Báthory și în această perioadă, despre nord, a intervenit armata polonă, susținându-l pe pretendentul Ieremia Movilă. Trec repede la partea a treia, care am intitulat-o Faptele de arme. Partea ta este cea mai intensă, însă nu vă faceți griji, nu vă insista asupra tuturor detaliilor. Această parte a treia narează faptele de arme glorioase ale lui Ștefan Răzvan, participarea la eliberarea Târgoviștei și Bucureștiului și bătălia de la Giurgiu au fost amintite doar în teatru, de fapt parte din campania anti-otomană, deoarece subiectul a fost deja tratat în capitolul 2 din România sub Mihai Voievod Viteazu. Autorul s-a oprit asupra bătăliei de la Aren, în decembrie 1595, care reprezintă, de fapt, punctul culminant al campaniei lui Ștefan Răzvan de a recuceri tronul pierdut cu sprijin diplomatic și militar transilvanean. Și aici urmează o descriere foarte detaliată a bătăliei de la Aren. Să nu uităm că Bălcescu era un istoric militar, avea experiență militară, fusese Juncker în armata țării românești, și chiar a scris studii foarte detaliate și foarte bine documentate asupra istoriei militare a românilor. Deci sunt câteva pagini foarte interesante despre dispoziția tactică și bătălia propriu-zisă. În ciuda vitejiei și spiritului de sacrificiu, Ștefan Răzvan a luptat în prima linie, a fost un frânt. E bine, eu o să fiu foarte rapid, pentru că v-am spus. Trebuie să știm că în rândul romilor sunt
foarte multe categorii de români. Și cum știm de aici că avem romi argintari, căldărari, ursași, așa departe. E bine, problema căsătorii timpurii are legătură și cu faptul că fiind foarte multe, dacă e casă, să zicem așa, da? Există foarte multe specificități ale fiecărei familii de romi și atunci, automat, fiecare încearcă să-și păstreze bogăția. Pentru că, așa cum spunea Radu Umbeș, care este profesor de antropologie aici, în cazul facultății, bogăția cea mai importantă a unei familii este femeia. Da? De ce ținem atât de mult la femeie? De ce o ținem atât de strâns, această femeie, în niște chiși, dacă vreți? Este pentru că atunci când omul are o bogăție, are foarte mare grijă de ea. Da? Și de aici vine aceste abuzuri, dacă vreți, ale patriarhatului rom, da? Pentru că nu își doresc să-și piardă femeile. Și, nu întâmplător, am vorbit cu foarte mulți romi din țară, romi tradiționali, romi netradiționali, femei în cealaltă parte, pentru că anul ăsta, și am trecut, știți foarte bine că a fost această explozie a căsătorilor timpurii, au fost anumite dispute foarte aprinse pe tema aceasta, dar și am stat cu foarte mulți romi tradiționali și nu numai, iar unul din argumentele acestora a fost că, domnule, dacă fetele noastre merg la școală, vor fi asignate. Și o să fac puțin referire la ce ai spus de baie, pentru că sunt la medialism, așa cum ai spus și tu, în general. Asta așa. Romii sunt romi asimilați sau tradiționali. Adică sunt romii care au stat la bloc sau care stau la bloc, romii care stau la curte, dacă vrei, adică la cele comunități compacte. Și acea afirmație care am auzit-o făcând-o domnul Nicolae Gheorghe, să știi că m-a pus foarte mult pe gând. Și a zis, bă, ia să văd, eu cine sunt? M-am născut cu familie tradițională, da? Deci, practic, sunt tradițional, însă, faptul că am locuit la bloc, m-a asimilat. Și am stat să fac un studiu pe mai mulți romi, să văd cum se comportă romii care au stat sau care stau la bloc și cum se comportă romii care stau în aceste familii mai mari, da, tradiționale. E bine, e foarte limpede că cea mai mare parte de romii care sunt asimilați, fie că sunt forțați asimilați conform programului de asimilare din 1977 a Partidului Comunist, da, fie că s-au auto-asimilat, așa cum spune Bulai, că, domnul profesor Bulai, că orice minoritate se asimilează cea mai mică atunci când coabitează foarte mult timp cu o altă cultură, da, mai mare. Și atunci vedem clar că romii, o parte dintre romi s-au asimilat, unii forțat, alții voluntar, o parte dintre cei care locuiesc în familii extinse, în familii tradiționale, așa, da? Nu s-au asimilat, au putut să reziste. Au rezistat tocmai pentru că, din nefericire pentru fetele rome, spre așa, au fost cumva ținute, strâns. De ce? Păi, spune așa. Dom'le, unul din răspunsul pe care mi-a dat Traian Căldărar, care știe foarte bine că este un om tradițional, spune așa. Domnule, dacă fetele noastre lăsăm la școală, există o vârstă critică, da? Hormonală, dacă vreți, în care există riscul să aibă relații cu gagii, cu cei din școală. Și atunci noi ne pierdem cumva fetele. Noi nu avem, nu știu, din păcate sau din fericire, pașapoarte romi, da? Să rătăm iar ca naționalitatea. Dar, din toate, cetățenia romă este asumată personal, da? Și prin studii publică și permanent. Și recunoscute din aceste comunitate din care trage. Bun. Ce faci, Mănesa? Proiecte. Se vede bine? Se vede, se vede. Se vede ok? Vreți ochiul de rost? Da, știi, da. Cu cine vezi? Ia, cu cine vezi? Gata, da, e perfect. Tema comunicării mele se numește Repierile situații în contextul cronotopic al emergenței mișcării de emancipare socială culturală a romilor din România interbelică. Vreau să spun că perioada interbelică este cea mai frumoasă, din punctul meu de vedere personal, cea mai frumoasă perioadă a istoriei românilor, da? A României, în general, și a romilor. Pentru că, ca să înțelegem fundamentele națiunii romii și de unde s-o pornit mișcarea, romilor trebuie să cunoaștem perioada interbelică. Aici, în perioada aceasta, romii și-au pus întrebări cine sunt ei, de fapt, în raport cu ceilalți. Așa? Prezentarea se
focusat pe referamentul internațional la contextul cronotopic. Contextul cronotopic, ca să înțelegi ce înseamnă cronotopic. Cronos, timp, topic, pe loc. Loc. Deci, cum s-a format această mișcare, deci, în acest context cronotopic și care sunt primele 7 elemente constitutive. Poate ele sunt mai multe, urmează să cercetăm. Eu am descoperit primele 7 elemente constitutive ale emergenței. Emergența nașterii, da? A mișcării sociale, de emancipare social-culturală românilor. Și începând cu anul 33, considerat momentul crucial în istoria contemporană a românilor, prin intermediul presii, periodice interbelice românești, primii lideri români emancipatori, promovează apelul la unitate și demnitatea neamului românilor. Primul, Gheorghe Lăzurică, cum el se prezintă singurul țigan literat în România, asta e autoprezentarea lui, după ce a constatat că a sosit momentul potrivit pentru a propaga o cultură mai dezvoltată a țiganilor din România, care pot să se manifeste și în alt domeniu, decât cânticul instrumental, salahorii sau fierării. Contextul, ca să înțelegeți, în anul 33 au apărut foarte mult în presă, tirajat articole despre alegerea regilor țiganilor din Polonia. Da, cred că țiganii și-au ales o rege și el spune destul cu aspectul ăsta exotic, da, noi nu avem regi, noi suntem nu doar muzicanți, noi nu suntem doar salahori, noi nu suntem doar ferari și noi nu avem regi care să ne alegem în Polonia, dar avem și noi o cultură și el a încercat-o să o promoveze, să valorifice licitatea românii de a-și exprima modul tradițional de trai în forme literar-artistice. Mulțumesc din suflet pentru că existați cei care studiați și cercetați treaba asta. Mă simt foarte mândru să vă cunosc și mulțumesc, chiar mă simt foarte ok că sunt aici. Sunt lăutar, masterand în pedagogie muzicală. Lucrarea mea de licență a fost Evoluția muzicii lăutărești. Mă rog. A fost foarte ok. Am și eu câteva... Încerc să fiu foarte, foarte scurt. Nu știu de ce într-o țară ca România, în care merge și așa, e religie națională, relativismul și revizuirea constantă a convingerilor sunt porniri instinctuale și mai ales nu am cunoscut om să nu iubească petrecerile cu lăutari. Cuvântul lăutărie sau lăutărism, cum mai este folosit de Gagi, are o asemenea proastă conotație. Dar există expresia, a, e lăutar. Dar bine, suntem și lăutari cu un pic de studii. Și asta e cumva mândria noastră. Dar dacă la cel mai important, dacă cel mai important muzician român, George Enescu, iubea lăutarii și le respecta arta, cine suntem noi să facem altminte, este o datorie pentru orice român să considere că muzica lăutarilor face parte integrantă din ce are mai bun în specificul ei cultura națională și să o cultive cu generozitate. Lăutăria în România este o ocupațiune veche. Sigur, o enormă majoritate a marilor lăutari sunt romi, după cum cam toată lumea este de acord. Muzica lăutărească este destul de vastă din punct de vedere stilistic, așa că e destul de greu să spui exact ce este. Mai ales dacă încerci să trasezi granițe teoretice între muzica lăutărească și ceea ce se cheamă muzica de petrecere. În discuție riscăm să ne încurcăm cu tot. Cert este că muzica lăutărească se simte imediat, chiar dacă nu știi bine ce e, când o asculți nu dai greș, o recunoști pe loc. Mă rog. Datorită stilului, datorită inflexiunilor, indiferent dacă cânti cu instrumentul sau cu vocea, din start se cunoaște și se simte muzica lăutărească, ca și esență. Aș zice că muzica lăutărească seamănă cu jazzul și din alte două motive. Primul este cu totul neașteptată, datorită improvizațiilor și ce poate face lăutarul sau muzicianul care execută melodia. Și al doilea, schimbările de ritm, de timbru, de vocalitate, dacă este cu solist, culoarea, uneori chiar pe ton, pot apărea oricând inspirațiile lăutarului, ce hotărăște el. Pentru că este cel mai important
gen muzical în reacție față de evoluția celorlalte genuri muzicale proxime. Scopul lucrării, ca să vă zic un pic istoricul lucrării acesteia, am dezvoltat-o la, chiar la cursul despre... Nu era un curs despre foamete, ci era un curs despre hrană, despre antropologia alimentației, la master de antropologie, finalizat aici, la SNSPA, iar că toți sunt în sala asta și, la, și în facultatea aceasta. Așa, bun, deci am dezvoltat-o acolo și am tot mers cu ea și am decis să vorbesc despre ce se întâmplă cu fenomenul foametei în timpul Holocaustului. De ce am ales? Pot să mergi la scop un pic. De ce am ales să fac tema, să discut tema aceasta? Pentru că am observat că în interviurile cu supraviețuitorii, chiar dacă ei nu erau întrebați explicit despre ce au mâncat, despre hrană și aspecte în relaționare cu acest fenomen, ei singuri spuneau despre asta, vorbeau despre asta. Da, nu aveam ce să mâncăm, foamea era... Adică apare așa foarte tranșant în interviurile cu supraviețuitorii, chiar dacă nu ăsta este de fapt scopul principal al interviului. Și observând asta, am zis ok, înseamnă că e un fenomen care poate merită un pic mai multă atenție. Și, uite că asta poate e important să zic, într-adevăr, cum vă dați și dumneavoastră seama, nu putem să descriem, să discutăm această experiență decât așa cum este prezentată în conștiința romilor, de fapt, pentru că nu ne mai putem întoarce la fenomen. Într-un fel, asta e bine. Așa, putem să mergem un pic mai departe, dar la teoretic aici mi se pare important. De ce? Pentru că eu mă refer la teoria lui Robert Dirks, din lucrarea sa Social Responses During Severe Food Shortage and Famine. O să vedeți că Dirks, de fapt, identifică un pattern, așa, un model cross-cultural care caracterizează foametea în general, orice tip de foamete, pe care eu l-am transpus și la fenomenul foametei din Transnistria și atunci să vedem un pic ce a ieșit. Așa, mergem mai departe. Da, legat de metodologie, așa cum v-am zis, am două surse, pentru că altele nu am. Partea de surse de arhivă, documente care vorbesc despre hrana acordată deportaților, pe de o parte și despre condiția lor, de fapt, ca deportați înfometați, și pe de altă parte interviurile cu supraviețuitori. Așa, mergem mai departe. Așa, am povestit asta. Pur și simplu fac o analiză de conținut, de fapt, a interviurilor și a documentelor de arhivă ca metodă. Aici am pus eu câteva documente, așa, pentru orientare despre hrană. Și aici câteva mărturii din interviurile supraviețuitorilor. De exemplu, aici este, sunt interviuri și cu romii tradiționali, dar și cu romii pătrați și nevorbitori de limba romaniei, asimilați culturii dominante, cum să le mai zicem. Așa, mergeau cum puteau și lor cu curuși, ne dădeau boabe de porumbe sărate fără nimic. Și tatăl meu zdrobea boabele cu ilăul și ne pregătea mama mea un fel de păsat, așa, de mâncam și era plin de nisip și de gunoaie și noi îl mâncam și așa că nu aveam ce face ca să nu murim. Dar asta este una dintre strategiile astea de rezistență. Adică, o să vedem un pic mai departe că pattern-ul acesta, modelul post-cultural al lui Birks, are de fapt trei stagii. Uite, o să le vedem imediat. Asta este am mai dat așa un extras dintr-un interviu, mergem un pic mai departe. Iată acest model, așa cum vă spuneam, Birks a studiat mai multe perioade de foamete severă și a identificat acest model post-cultural. Și foamele se întâmplă, progresează de la o etapă la alta, de fapt. Și avem alarma, prima etapă, rezistența și epuizare. 500 de ani de robie ai romilor, mijlocul secolului al XIV-lea, mijlocul secolului al XIX-lea și situația de minoritate etnică, discriminată social și rasială în perioada capitalismului, e normal, au dus la rămânerea în urma romilor în raport cu majoritatea membrilor societății. Ei au constituit o categorie etnică și socială cu poziție inferioară în ierarhia stratificării sociale, izolat social, cu manifestări acute ale culturii sărăciei, cu prestigiul social scăzut. Izolarea socială, culturală și demografică au făcut totodată posibile menținerea limbii și a unor obiceiuri specifice,
constituirea unor colectivități numeroase și relativ bine închegate de romi, segregate social și rezidențial, având norme și reguli de organizare oarecum distincte. Acestea au constituit bazele sociale obiective ale formării și conservării etnicității romilor, constând din îmbinarea specifică distinctă a unor caracteristici de statut social, adică inferior, unele particularități culturale și de înfățișare fizică. Stereotipurile, imaginile etnice corespunzătoare formate despre romi, precum și propriile lor mentalități, au contribuit la menținerea accentuate distanțe sociale față de romi și prin aceasta la menținerea conștiinței diferenței romilor față de ceilalți membri ai comunității în care trăiesc. La considerarea lor ca un element etnic străin, chiar dacă în cazurile frecvente ale indivizilor și colectivităților de romi care au pierdut limba romanii, având ca zestre culturală exclusiv limba, obiceiurile și valorile culturii românești, autoidentificarea și identificarea de către alții, fiind diferiți în privința originii etnice, s-au păstrat și s-au transmis din generație în generație. Romii, cu un grad înalt de asimilare etnică și culturală, au încercat îmbunătățirea situației sociale a categoriilor etnice, organizând între 1930-1940, face referire la Uniunea Generală a Romilor din România. Contradicțiile economice și de clasă ale vremii și mai ales influența ideologiei fasciste din preajma și din timpul celui de-al doilea război mondial au dus la înrăutățirea condițiilor din viața generală și la accentuarea discriminării etnice și rasială față de romi, care a culminat cu deportarea unui număr mare dintre ei în perioada 1940-1944. Probabil nu știa exact că deportarea romilor a început în 1942, dar se observă aici caracterul socialist al acestui text, împotriva fascismului, ceea ce este perfect normal, pentru că, cum spunea și Manuela, era plătit de Institutul de Psihologie din București să facă studii despre romi. Și el vorbește de discriminare și de excludere socială într-o perioadă în care puteai să fii închis pentru mai puțin de atât. Prelungi și această moștenire a regimului burghezo-moșieresc, Revoluția Socialistă din țara noastră a dat o rezolvare nouă problemei romilor, prin politica consecventă a PCR și a statutului socialist de combatere fermă a oricărei manifestări de discriminare etnică și rasială, prin crearea garanțiilor economice și sociale a drepturilor egale pentru toți cetățenii țării, indiferent de naționalitate. Mobilitatea ascendentă generală, susținută de industrializarea socialistă, democratizarea învățământului, procesele organizării sociale, au făcut posibile și ridicarea statutului ocupațional și social a numeroși romi. Modernizarea modului lor de viață, la nivelul standardelor medii, ale întregii populații, datele de recensământ și unele investigații concrete arată că majoritatea romilor au ocupațiile celelalte categorii sociale ale populației. Dincolo de aceste numeroase reușite individuale, accesul colectiv ca o categorie socială a romilor la resursele dezvoltării și modernizării a fost însă inegal în raport cu alte categorii sociale, datorită atât rămânirii în urmă social și cultural moștenită din trecut. Deci Nicolae Gheorghe argumentează faptul că romii în perioada comunistă au rămas în urmă din cauza măsurilor care au fost luate în trecut. Deci scuză un pic regimul față de acest lucru, dar trebuie să priviți tot acest text în perioada în care a fost scris. Despre greaua moștenire. Cât și datorită unor disfuncționalități și contradicții în relaționarea romilor cu ceilalți membri și cu organizațiile din localitățile în care trăiesc. Decalajul social și cultural moștenit s-a transmis și întrucât s-a reprodus în forme și intensități diferite la unele colectivități de romi, în funcție de situația concretă a membrilor în cadrul comunităților mai largi din care fac parte. De aceea, într-o evaluare de ansamblu, putem considera că romii, ca o categorie etnică și socială, continuă și în prezent
ei se află în situația de integrare socială incompletă, parțială, în instituțiile și comunitățile societății noastre. Deci, Nicolae Gheorghe vorbește că romii nu sunt doar o categorie socială. Ei sunt mai mult de atât, sunt o categorie etnică și știm foarte bine cum a prezentat și mai devreme, ei nu erau recunoscuți ca o categorie etnică, da? Erau frații noștri conlocuitori. Realizare din teren pentru a construi propriu-zis un caz să demonstreze că romii merită să fie recunoscuți. Ca minoritate etnică. Ca minoritate etnică, da. Sau ca, da. Deci cam asta, deci toți cei care erau în jurul lui și care dădeau, deci evaluările pe care le face pe studiile lui Nicolae Gheorghe, mie nu mi se pare că sunt făcute de cineva care n-avea cunoștințe ca fiind sociolog, pentru că știe ce trebuie să aleagă. Faptul că este malicios, evident, suminează din acuratețea și din obiectivitatea cu care evaluează aceste studii. Dar toate construcția lui pe care o are despre de ce romii merită să fie recunoscuți și care stau la baza unor memorii pe care le înaintează guvernul. Deci, nu. Deci mie mi se pare că dacă ar fi fost, n-ar fi fost receptată sau dacă n-ar fi fost oarecum și de aici și panica securității, pentru că este urmărit constant, este mai bine urmărit decât Cioaba sau mai bine urmărit decât Vasile Burtea. De aici, deci eu demonstrez. Avem deja una dintre soluții pe care el le oferă și că ca aspect tehnic al problemei romilor urmează a fi examinat și rezolvat în contextul mai larg al problemei naționale. Corespunzător politicii PCR, în acest domeniu este necesară elaborarea unui concept particular al etnicității romilor și al conviețuirilor în societate și în națiunea socialistă românească ca parte inseparabilă a acestora. Deci el spune că problema etnicității romilor trebuie rezolvată în viitor, în contextul politicii Partidului Socialist Comunist Român. Partidul Pire și Relații. Eu tot am înțeles. Ca și ce... Deci, întrebarea care era concret. Ca și elevul care n-am înțeles. Soluțiile acestea, pentru cine sunt scrise? Pentru Partidul Comunist. El va să le prezinte mai departe superiorilor. Pentru că sunt niște soluții concrete, cu punct și virgulă. Da. Și nu am mai apucat să le prezinte, pentru că în 1982 deja el începe și lucrează ca dizident politic, trimite această scrisoare sub pseudonimul Alcandu Danciu în Europa Liberă. Și acum, repercusiunile pe care le-a avut, dacă le-a prezentat cuiva, dacă s-au luat măsuri împotriva lui în urma acestor rapoarte pe care le-a scris, nu știu exact. Sunt prezentate oarecum într-o formă, în memoriile pe care le scrie singur, să le trimite Cioaba, să fie înțeles, nu a fost conținutul lor. Da. Deci cumva ea le sintetizează și le pune pe tapet. Deci, bine, nu la nivelul... Unde cercetarea ca avea. Da, deci nu putea să meargă la... Să faci o memorie în care să-ți prezint toată cercetarea sociologică. Evident, și trebuie să ai grijă și la ce limbaj folosești, pentru că aici nu știu că regiune este de vină. Este vină vechea moștenire, romii oarecum care se izolează. Deci trebuie să știi să îmbraci cumva ca să nu atragi atenția asupra ta și să nu fii învinuit de naționalism țigănesc și închis pentru asta. Da. Bun. Mulțumesc tare mult încă o dată pentru participare și pentru efortul pe care l-ați depus să fiți prezenți alături de noi într-o seară de vineri și într-o zi de sâmbătă, pentru că a început ieri. Nu este ușor să faci cercetare, nu este ușor să prezinți ceea ce ai muncit, cu siguranță nu este ușor să primești criticile, pentru că cercetarea are legătură cu puncte de vedere diferite. Da? Cercetătorul Alex, te rog. Da, nu știu dacă se discuta, dar la ani, sigur vreau să facă respectiv să fiu și eu în camera asta, că de fiecare dată în camera asta sunt dezbaterile aprinse. Poate are legătură cu oamenii care prezintă neapărat cu camera. Da, nu face schimb neapărat. Bine, Alex, ce se pare? Să fie în plenară toată treaba asta, nu știu. Adică, da, nu trebuie să... Nu ne putem urmări pe debatea lingvistico-culturală, pentru că... Nu, la anul trebuie să nu mai greșim ca anul acesta, unde nu am avut un echilibru de gen.
îmi cer scuze, poate, domnișoare, doamnei Luiza Medeleanu, asistent universitar. Da, da, da. Scuze că nu am avut ceva de gen. Am pus să te vreau câteva ori cu domnișoara. Scuze, scuze. Scuze. Bun. Mulțumesc încă o dată colegului Gabriel Zurilă, care s-a ocupat la fel de mult ca mine de această sesiune de comunicări. Mulțumim Claudia Craiu, mulțumim Alexa Fiet, pe care l-am bombardat cu mesaje și s-a ocupat de modelarea, zic, unui panel mult mai greu ca al nostru, pentru că el a avut conexiune pe Zoom, a fost bilingv. Atunci când l-am văzut, după care cum cărmi. Important este că această conferință a început cu alte conferințele bune, cu întârziere. Și de-a terminat la timp, la 5 ani. Bun. Avem și diplome, bineînțeles. Și urmează să oferim diploma, care este semnată de domnul Cristian Purpulescu. Sper să vă placă. Cei care o să veniți și la anul, s-au venit cu meșpi la anul. Deci... Bun. Se acordă doamnei Norica Costache pentru participarea în cadrul sesiunii internaționale de comunicări științifice. Gheorghianismul și fundamentele națiunii rome. Ediția a doua. Evenimentul de strada culturii în perioada 10-11 noiembrie 2023. Vă rog să vă lăsați un începător. Bun. Tana Lixandru. Mulțumim. Doamnele au venit din Marea Britanie până la București. Le mulțumim tare mult pentru efortul pe care l-au depus. Cristina Galalaie, sper că am pronunțat bine. Foarte bine, mulțumesc frumos. Maria Luiza Medeleanu. Alexandru Zanfir. Ștefan Kider. Bebe Ciolaru, căreia îi mulțumesc foarte mult la statul. Ion Duminică. Camera Arin, care îi mulțumesc tare. Băiatul nostru de suflet, Alexan. A venit și târziu, a plecat și de vreme. Așa sunt cei petici. Maria Închiță. Bogdan Chiriac. Gabriel Zorilă. Și, da, se poate voi pe mine. Și, Negoi Ioan Valentin. Cred că cu tine te-am omis. Asta e. Fernando. Vasile Ionescu nu a venit. Domnul Pădure și doamna Pădure au plecat. Cristina nu. Liliana Tene este online. Doamna Delia a plecat fără diplomă. Fernando Varga. Ai plecat? Felicia. De participare. Din păcate, îți trimit... Nu, îi facem la birou. Îi facem la birou. Da. Nu, dar este. Da, bă, da, Cristina Felicia Constantin. Cristina Felicia Constantin.